Datoră pe rocăreală, prieten, S-a schimbat puțin aerul, s-a schimbat puțin și poziția, nu s-a schimbat deloc personajul. Dragi cetățeni, ne reîntâlnim. Sigur, a fost un weekend poate agitat pentru multă lume, dar măcar drăguț. Vremea s-a mai îmblânzit. Încet, încet se vede primăvara la orizont. Nu că am fi avut o iarnă grea, dar am avut o iarnă plină de evenimente. Am avut o iarnă în care botnița este prima regulă și se pare că vom avea o primăvară cu botniță, o vară cu botniță, o toamnă cu botniță și vom mai vedea după aia. Până atunci să nu ne depărtăm de cel mai fierbinte subiect la propriu, anume incendiul de în Constanța unde a murit o femeie. Și acum, dragi prieteni, exact cum titrăm și jos, care e legătura dintre Curtea Supremă de Justiție a Statelor Unite, Pompierii din România și presa? În cazul nostru, fie și locală, dar desigur și centrală. Legătura este ceea ce Curtea Supremă de Justiție a Statelor Unite a spus acum mulți ani, anume că presa are dreptul să și exagereze în modul în care tratează un subiect. Dacă face asta în interes public. Ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme sau de la evenimentul nefericit de la Constanța, un incendiu în care vă reamintesc că a murit o femeie pentru că a căzut de la etajul 6, a fost o exagerare a presei în ceea ce privește tratamentul acestei teme. A ieșit tot felul de deștepți, începând cu domnul prefect de la Constanța care a zis că această instituție plină de pompieri, murdiști, paramedici și mai fi pe acolo are o problemă de imagine. Nu, nu are o problemă de imagine. Sau mă rog, are și o problemă de imagine, dar nu asta uh, contează. A ieșit tovarășul ministru care a zis Gata, anchetă, deja 3-4 inși, sunt scoși la tablă, ei batem cu pliciu de muște la palmă, un ofițer și-a făcut dosarul de pensie, de parcă asta ar însemna că s-a uns cu smoală și s-a dat cu fulgi. Adică, de fapt, și-a făcut dosarul de pensie ca să o tulească la pensie, să nu mai răspundă, să ia un pensioi de la mare, probabil că omul nostru are o vârstă de la care se duce și, nu știu, mai are 30 de ani de trăit așa, lejer, pe pământ, spre deosebire de alți proști ca noi, care... Nu știu, iau pensii astea otrăvite, presupun că după un an, doi să curăță. Uh, nici asta nu e, nu e important, asta e o altă gogomărlă, uh, pentru că e pe principiu, eu ministru, gata, iau uite, tată, cum am rezolvat situația, da? Deci am făcut o analiză, i-am băgat pe ăștia în anchetă să vezi ce, e cumva și. Nu. Acum că s-a mai răcit treaba și putem să depășim momentul de exagerare, de ce? Dacă presa n-ar fi exagerat, n-ar fi urlat, n-ar fi zbirat, ce ar fi analizat la rece, numărând secunde, nimic din tot ceea ce a ieșit la suprafață n-ar fi ieșit. Nimic din mizeria și șobolanii care zac pe sub podeaua acestei instituții, nu la Constanța. În toată țara ne închipuim că ăștia de la Constanța sunt leprele Universului și ăia de la Craiova sunt îngerii lui Dumnezeu. Nu! Situația este la fel peste tot. În sensul că se ascunde rahatul sub preș. Realitatea numărată la secunde arată astfel. Dacă ați lua un filmuleț, nu putem să... Nu putem să afișăm acum filmulețul pentru că nu are rost. Ar trebui să spunem că va ai atenție, că vă afectează emoțional. Se vede când un om cade de la etajul 6 pa asfalt și la revedere, pa! Dacă luăm și numărăm secundele între un om, respectiv femeia care a căzut de la etajul 6, deci dacă numărăm secundele din momentul în care se vede pe filmare că aceasta iese pe marginea balconului și să cațără în afara lui, și momentul în care cade efectiv de la pervaz sunt vreo 10, 12, 14 secunde um, nicio saltea din lume, deși s-a discutat că, domne, când a pus salteaua, pompierii nu veni de multă vreme acolo, da? Uh, Nici o saltea din lume nu se umflă în... Așa, niciodată nicăieri. Nici o scară din lume nu se ridică în 12 secunde. Nicăieri. Deci, este exclus nicio saltea pe care ar fi putut să o aibă, să o umfle, să aibă cap de gâscuță, de papagal, de prostălău, de ce vreți voi, nicio uh, saltea de la niciun pompier german. Acum văd că lumea caută saltele până în Germania, fiindcă saltele din Germania au avea fermoarul mai bun, dracu să le ia. Uh, nici o scară de la niciun aparat din lumea asta n-ar fi putut salva. Acea ființă a ieșit la balcon cu o idee absolut inexplicabilă pentru mulți dintre noi, s-a -a cățărat pe pervaz și a căzut. Nu n-a sărit în gol, așa cum au scris unii, a căzut. Deci au fost, a fost, au fost câteva secunde. Dar ceea ce putem să analizăm este, 1. De ce pompierii au ajuns atât de târziu? Și ne uităm pe imagini. Bine, odată că vor fi proceduri interne, că până și-au ridicat ăia bulendrele, până s-au urcat în mașină, deși unitatea de pompiere la doi pași. Vedem o cisternă, nu o mașină de intervenție, vedem o cisternă cu multe tone care se mișcă așa cum se mișcă o cisternă cu multe tone, de care este mai veche de 30 de ani, este antică, da? Așa ceva este ineficient într-un oraș care e evident aglomerat. Tot felul de studii făcute de oameni deștepți, nu de noi, spun că în orașe trebuie să existe o rețea de hidranți la care unitățile de intervenție ale pompierilor să se conecteze și să stropilească cu niște apă pe unde este incendiu. Da? Despre asta vorbim. Uitați-vă cu atenție în diverse... Că le găsiți pe YouTube, așa ca să analizăm la rece. Pentru că acum s-au găsit niște acari păuni. Sigur că ăștia care sunt controlați nu sunt albă ca zăpada pompierii care îți luați la bani mărunți. Nu, nu sunt. Nu sunt. Dar ei vor fi acari păuni. De ce? Pentru că domnul ministru... Și alți șmecheri de ăștia din guvern, din parlament și din alte instituții conducătoare ale banilor către... Bă, oamenii zic că buzunarele lor, acum eu știu de unde știu oamenii. Dar nu pare totuși că banii sunt dirijați unde trebuie. Acești indivizi vor scăpa aruncând rahatul peste niște pompierachis care vor plăti mai mult, mai puțin vom vedea. Realitatea este că toate unitățile de intervenție din România sunt dotate cu niște vechituri, care dincolo că sunt vechituri, nu sunt eficiente la intervenții urbane. În urban, în anumite cazuri, ai nevoie de cisternă. Da? Dar în cele mai multe cazuri trebuie să existe o rețea de hidranți. Pui onor prefectul care ne spune că a găsit el unde era problema la imagine. A îndrăznit să dea telefon pe la niște instituții să întrebe: Unde sunt hidranții? Dacă nu sunt, de ce nu sunt hidranții? Dacă nu sunt hidranții, până căutăm noi vinovații, construim o rețea de hidranți ca să putem să construim niște intervenții eficiente în caz de incendiu. 2. Cum, în loc să facem noi campaniile alea, sigur, necesare, dar excesive cu chibritul, cu gazul și așa mai departe, pentru că realitatea asta alea plătite de furnizorii de gaz, evident. Și ce o să spună, A, frate, că facem cu gazul, că doar noi pff, decartăm la gaz. Statul român nu are bă, bani. Statul român nu are bani să realizeze niște campanii de conștientizare, trebuie să plătească al de privatul care furnizează gaz. Evident, la plătește pe turta lui. Întrebarea este, a mai făcut statul român? Amintiți-vă, că nu trebuie să fim așa de inteligenți. Nu, nu ne angajează ăștia la NASA să ne trimită pe Marte. Vă mai amintiți când ați văzut ultima campanie despre cum ne păzim din incendii, de incendii acasă? Întrebați-vă câți români au în căsuța lor, în apartament mare, mic sau acasă la ei un extintor, un stingător pentru ea care nu știu ce înseamnă extintor, da? Cu pulbere, de exemplu, care este extrem de eficient, ușor de manevrat. Întrebați-vă întrebați dacă voi înși vă aveți așa ceva acasă. Dacă ia foc, uleiul, paragaz și mai ceva, mai au niște dulapuri foc. Cu ce stingeți acasă? Cu telefon la pompieri? Păi până vine cisternoiul ăla în 20 de minute Ardesc ca șobolanii cu tot cu vecini. Explodează butelia. Asemenea concluzii ar trebui, părerea mea de om, să fie mai atent privite și să fie transformate în campanii și să fie implementate. Eu cred că multe din incendiile din orașul Constanța ar fi putut fi stinse mai repede, cu pagube mult mai mici, dacă în Constanța ar mai fi funcționat o rețea de hidranți. Dacă ea, vechea rețea pe care eu știu că exista cândva, ar fi fost adusă la niște standarde potrivite pentru ziua de azi. Pentru că nu mai e Constanța de acum 30 de ani, Constanța din 1990 nu mai seamănă aproape deloc cu Constanța din 2021. Da? Sunt multe unități de locuit. Lucrurile s-au schimbat profund. Cred că, dincolo de gogomârlele pe care evident că le-am putea găsi și că le găsim și că au fost găsite, dar o să fie băgate sub din nou. Da. Nu o să se discute în mod serios nici de acum înainte pregătirea tactică a pompierilor. Nu, nici aia, de, nici pregătirea fizică. Nu, nu o să se discute. În continuare o să fie cu șpăguțe și cu mangle ca să te angajezi acolo unde salariul e... Pe această cale îl anunț pe domnul prefect că îi voi scrie o solicitare oficială să ne comunice și nouă proștilor uh, urbani ce salarii sunt la ISU Constanța. Vrem și noi să știm de la ultimul papagal în unitatea de pompieri până la el mai șmecher de vrea să iasă la pensie generală Cam cât ridică ei din taxele pe care noi, prostălăi, le plătim uh, uh, cu amândouă mâinile, bineînțeles. Deci, domnul prefect, ca să discutăm și asta, să o lămurim puțin uh, pentru marele public. Uh, poate este important, poate e important să vă interesați, domnule prefect, că nu vă deranjăm să știți că noi suntem niște oameni care vrem să nu vreți să vă deranjăm. Înțelegem că sunteți un om foarte ocupat. Dacă nu vă deranjăm, poate vă interesați cât din programul ăla de pregătire e pe hârtie și cât e pe bune. Poate îl întrebați, de exemplu, pe domnul general câte tracțiuni la bară face. Știți că și domnul gener viitor general, ca acum săracul nu e, dar o să fie, dacă are puțin noroc. Știți că și dânsul de examene, sigur, trebuie să facă mai puține tracțiuni decât fac ei la din unitate prostălacii. Dar trebuie să facă. Sunt curios și eu câte tracțiuni face domnul viitor general pensionar. Așa. Și cam cum se iau examenele astea? Da? Domnul prefect, sigur, astea e așa. Astea pentru public. Și încă știți, problema la noi în țara asta este că cei care plătesc taxe, ca din taxele lor să fie plătiți niște funcționari care când e de luat bănuții și pensiile cu amândouă mâinile sunt militari, care e când cu tras la răspunderea, sunt funcționari. Bă, e, alo, nu vă las de noi, da? Deci dacă se poate, ca să lămurim, este important, repet, să facem și astfel de analize. Bun, cam asta e, fraților, să nu mai lungim cu pompierii. O să vă țin la curent. Mai bine să o lungim cu șmecherii. No, a, să lungim cu șmecherii. Citim din Constanța.info un material foarte frumos, care mie îmi place mult, 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 mult de tot. Un material semnat de uh, Dorian Hapurnea și de Dragoș Ionescu. Cine sunt șmecherii care vor să construiască pe plaja modern? Lista în exclusivitate. Frumos, foarte frumos material. Întâi așa un remember. Radu Mazăre a fost condamnat definitiv pe data de 7 februarie 2019 într-un dosar devenit celebru, supranumit dosarul retrocedărilor um, din Constanța. Acest mare dosar a ajuns pe masa judecătorilor, tănăna, după trei ani de anchete, așa mai departe, dosarul se referă la retrocedarea ilegală a aproximativ un milion de metri pătrați. vă dați seama că nu la marginea Constanței. Acolo unde era mai bine și mai frumos, da? În cele mai bune zone din Constanța, scriu cei doi jurnaliști. Deși lăudat de toată lumea, fostul procuror Gheorghe Onea, pe care sigur noi îl salutăm, îl stimăm, îl apreciem, de la PNA, în prezent avocat, domnul Onea, cel care a instrumentat dosarul retrocedărilor, s-a oprit cu cercetările... Cum adică s-a oprit? S-au oprit cu cercetările la primul palier, fără să meargă mai departe și să arate la cine au ajuns, de fapt, terenurile retrocedate. Asta e bine. Domnul Hapurnea și domnul Ionescu sunt de părere că, în mod vădit, domnul fost procuror a limitat cercetările la palierul interpușilor, fără a identifica beneficiarii finali ai terenurilor considerate obiect al infracțiunii. Chiar? E o întrebare. Maniera în care. Parchetul Național Anticorupție a înțeles să-și facă treaba, ne-a adus la 13 ani distanță în imposibilitatea de a recupera terenurile. Scriu cei doi ziariști, domnul Capurnea și domnul Ionescu. Apropo, domnul, domnul de la propagandiști, care întrebați mereu pe domnul fost primar, Făgădău, de ce nu recuperează terenurile din dosarul retrecidărilor. Poate îl întrebați și pe domnul Vergil, Domnul Virgil Chițac, actualmente primar, întrebați-l domnul, săriți la el, fiți rău, mușcați-l de gleznă, fiți șarpele cobra! Nu o să fiți domnul propagandist, jos! Citim și din ziarul de propagandă, dar nu acum. Bun... Uh, scrie Constanța.info așa, dacă în perioada derulării anchetei din 2005 până în 2008, procurorul ar fi identificat și blocat vânzarea terenurilor din dosar, azi Constanța ar fi fost mai bogată. De ce n-a extins procurorul cercetările la amântul potrivit, se întreabă Constanța.info. Este o argumentație lungă, materialul are ceva, ceva uh, spațiu, ca să zic așa, Ideea e până la urmă că astăzi cităm din material cumpărătorii cinstiți vor să ridice blocuri chiar pe malul mării între plajele moderne și doi papuci pe fâșia de vegetație paralelă cu strada Eminescu pe un teren care face parte exact, bă, dar exact din dosarul retrocederilor. Foarte frumos. Foarte frumos. Um, povestea a început zilele trecute cu domnul consilier local Mihai Ochiuleț, vicepreședinte al Organizației Municipale a USR Constanța, care a, trimis, a transmis către public, bineînțeles, că USR nu va permite nicio construcție pe malul mării. Nu vom permite construcții în zona costiera Mării Negre, a scris domnul Ochiuleț, pe care, uh, sigur, în afara materialului pomenit în Constanța.if, o îl informez ca și azi să mai spus și alții, de exemplu domnul Chițac, și alții. de exemplu și domnul Stelian, când dansa Hora Unirii pe la Lupoaică, pe la Gropan. Noi nu o să permitem să se distrugă, nu o să permitem să se aia, nu o să... Să toarnă betonul într-o veselie, fundația e gata, bravo. Noi, sigur, îl susținem pe investitora, nu se înțelege altceva. Da, deci, domnul Ochiuleț, mai luați legătura cu domnul Stelian Ion. Poate faceți o gargară cu sare dimineața și vă trece. Bun, mai mult, mult mai nuanțat, atenție. Primarul Vergil Chițac a precizat că investitorii care inițiază proiecte benefice, bă... Benefice. Atât lor cât și comunității. E, da. Așa, da, dacă sunt benefice comunității, da. Da, e altceva, domnul. Aveți dreptate, domnul Chițac. Vor avea tot sprijinul meu foarte bine. Da, 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 da. Restul vor trebui să li și le reevalueze. Adică să fie benefice. Că dacă iau investitorii proiectul și se duc la domnul primar și domnul primar zice, da, ăsta e benefic. Da, ăsta e benefic. Dumneavoastră sunteți benefic? Dumneavoastră nu. Atunci, aia e? Deci domnii investitori trebuie să se orienteze să fie benefici. Cum a zis domnul primar, dacă nu, să se reevalueze și să se regăsească, să fie benefici, să caute drumul spre a fi benefici. Comunității, bineînțeles. Sigur, mai departe, materialul e foarte lung. Eu o să vă citesc așa. Primele nume pe care le devoalează cei doi jurnaliști de la Constanța.Info, Constantin Verioti, bravo, domnul Verioti, despre care Constanța.Info spune că deține în zona indicată 1965 de metri pătrați o suprafață obținută pe 28 de septembrie 2005 prin donație. Doamne, ajută! Să-l felicităm pe om, foarte bine. Bravo! Zice că ar fi acest domn, ar fi fiul armatorului uh, Gheorghe Verioti, pe care îl felicităm de asemenea, un om deosebit pe care îl apreciem, bineînțeles. Uh, și așa mai departe. Ia să, ia să vedem. Ci, 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 ci. Poziționat pe malul mării, terenul pe care domnul Verioti Junior îl uh, deține. Pe panta ce urcă de la plaja 2 Papuci spre strada Eminescu, terenul domnului Verioti are astăzi o valoare imobiliară considerabilă. Pentru care îl felicităm. Iată, a știut să facă o investiție. Și chiar anul trecut, când mai tot stăteam prin case de frica pandemiei de COVID, fiul domnului Verioti își înființa la Registrul Comerțului din Constanța o firmă specializată în administrarea hotelurilor. Bravo, bă, Asta înseamnă să ai viziune. Foarte bine. Bravo, bravo, bravo. Cine, mai e, cine mai e, cine mai e? Iată domnii Dușu și domnul Tănase Barde, pe care de asemenea îi apreciem. Niște oameni cu viziune, foarte bine, bravo. Rămânem în zona operatorilor portuari și descoperim că două loturi sunt deținute de omul de afaceri Ion Dușu împreună cu domnul Tănase Barde. Citez din Constanța.info, să nu se înțelege că citez de la mine în cap. Cele două familii sunt extrem de cunoscute atât în mediul privat cât și în cel politic constanțean. Dușu și Barde, scriu domnul Hapurnea și domnul Ionescu, Împar două loturi a câte o de metri pătrați cu numere cadastrale la la la, iar separat familia Dușu mai deține încă un teren de 1839 de metri pătrați. Foarte bine! Ceea ce este foarte bine pe cuvânt. Pe cuvânt, bravo, eu aș vrea ca toată lumea să aibă câte o mie, de metri pătrați acolo, pe chiar pe malul mării. N-a avut loc toată Constanța, e și normal. Păi câtă plajă are și mare asta? Are și ea acolo cât are. Atât a fost noroc. Da? Dar oamenii ăștia, niște oameni excepționali pe care îi apreciem și îi felicităm că au terenuri acolo și le urăm să le dezvolte, să fie frumos, să fie benefice. Planurile să fie benefice și să construiască și acolo tot ce se poate. Îl regăsim acolo, conform Constanța.Info, și pe domnul Marius Pricopie, de împreună cu soția. Marius Pricopie probabil că nu vă spune prea multe, dar a fost șeful comunicării PNL Constanța, pe care sigur îi apreciem, îi felicităm, îi aprobăm. Trebuie să investească, să fie de dreapta, să fie foarte bine. Care de deține și dânsul, iată, o bucată de 1000 de metri pătrați în aceeași zonă să fie primit. Bravo! Și mai sunt diversi domni și doamne cetățeni străini pe care îi felicităm de asemenea și vrem să strângem relațiile cu ei. <laughs> în acest timp, dragi prieteni, domnul primar ne asigură pe pagina primăriei Constanța că nu se va lăsa că se va duce în judecată, că se va lupta tra la la. Îl felicităm pe domnul primar, îi urăm mult succes. Sperăm totuși mai mult decât a avut la Lupoaică, poate și dansurile juridice ale domniei sale vor fi puțin mai consistente, puțin mai eficiente decât au fost la Lupoaică, deși nu mă pot abține să nu constat că dansul de, de la Lupoaică, probabil că i-a adus niște voturi, iată a ajuns primar, e acum să vedem ce se întâmplă mai departe. Mai avem subiecte, dragi prieteni, stați pe aproape că vorbim și de propagandiști. Trebuie. Ei sunt niște oameni de bine, îi iubim, ținem la ei. Pauză, ne întoarcem. Ne-am întors, ne-am întors, ne-am întors. Rămânem în pacii aproape de subiectul care am încheiat prima parte. Primarul Vergil Chițac promite, propagandiștii, adică ziariștii, de bine, de bine, care privesc cu ochi blânzi și puțin lăcărămoși activitatea domnului Vergil și a primăriei Constanța cu când a plecat ticălosul de Făgădău și oilalți, Ne anunț Sondaj, 95% dintre constanțeni nu sunt de acord cu un eventual proiect imobiliar petaloz, adică e un fel de a face valuri într-un lighean. Citim din Dobrogealife.ro un material semnat de uriașul ziarist Gabriel Botezatu, care scrie așa, majoritatea covârșitoare a constanțenilor, 95%, nu este de acord cu amplasarea unor clădiri pe taluzul falezei din dreptul plajei modern, relevă un sondaj de opinie realizat de administratorul și grupului membrii grupului de inițiativă uh, civică Peninsula. Um, tema sondajului a fost generată de punerea în discuție a unui pus care dezvăluie un proiect masiv care dacă este aprobat și așa mai departe, vorbește despre potrivit sondajului la care au participat ciulițureca. 1000 de respondenți, 1000, în condițiile în care Constanța are 300 de mii. Deci, cam cât la sută au participat la sondaj? Păi 1 la sută din 300 de mii sunt cât? 300 împărțit la 100. Hmm? cât înseamnă 300 de mii împărțit la 100 înseamnă 3000 da? deci 1000 înseamnă 0,3% sau ceva pe acolo cam asta e e foarte relevant dar sigur ca să faci valori într-un lighean cu apă de ploaie. E numai bine. Sigur, analiza a fost coordonată de sociologul care a relevat că 88% dintre constanțeni, care constanțeni? Aia 0, ceva la sută? Uf, mie îmi place mult, mult de tot cu ziariștii de bine, cu propaganda, pentru că ei fac, da, stea între ei, după care trag concluzia românii vor, nu știu ce, constanțenii nu sunt... De... Mie, în general, îmi place asta cu legea. Ce spune legea în cazul de față? Păi legea în cazul de față spune că domnul acela uh, va obține niște autorizații de construcții. Sigur, mai întâi va face niște descărcări, ce așa mai departe. Să va organiza cu puzu, o să-și angajeze niște avocați, o să-i tăvălească pe ăștia de la primă. Ăștia, o să plângă, o să spună, noi ne-am luptat, ne-am smus părul de pe spinare. La sfârșit o să construiască niște blocuri și gata, sigur. Dar în timpul ăsta, ca să nu mai cheltuie și oamenii a mulți bani pe avocați, proiectele o să devină benefice. Și lucrurile se vor rezolva. Vă reamintesc cazul de pe strada Mircea, un caz similar, de voia... mai grav, bine, acolo se făcuseră gogomările pe la Ministerul Culturii, să construiască peste un sit arheologic, adică niște mizerii de astea incredibile, băi, dar cu toate, Nu aveai voie să-i dai cuiva restrocedare un teren despre care se știa că el conține un sit arheologic. Deci era un călcare flagrant a legii. Pătaluzul ăla, pff, niște buruieni, niște copăcii, niște iarbă și la revedere, pa! Da? Păi deci acolo nici în cazul încălcării flagrante a legii nu a prea putut fi oprit. Dar sigur, poate domnul Vergil Chizac și apropiații săi, împreună cu propagandiștii de bine, vor să-i despăgubească pe acești oameni, dă v-am citat vreo câteva nume, poate vor să răscumpere terenurile ca să apere Constanța, da? Deci poate le propun niște sume și atunci primăria va cumpăra terenurile, sigur, la un preț de piață, adică vor veni și pe evaluator și va spune 1000 de metri, un milion de cocolaci. Și primăria, ca să apere ceea ce vor 0, ceva la sută din Constanțeni, da, conform sondajului Lupește, va da multe milioane de euroi. Multe milioane. Ceea ce este bine, pentru că vor fi benefice și o să fie foarte bine, nu? Găsiți că va fi altă soluție? Eu nu cred, ca să fiu sincer. Așa cum după mulți, mulți ani primăria datorează niște multe și de milioane de euro la tot felul de privați, reprezentanți prin instanțe de avocați de succes, pă, la fel o să fie și aici. Pentru că statul trebuie să plătească întotdeauna. Statul e mai prostălău așa. Ca să nu ne depărtăm prea mult de promisiunile, de vorbele domnului primar Vergil, ca să dăm un exemplu despre cum bate vântul. Deci atenție, să țineți minte, primarul a promis că se va lupta ca un leu și va apăra drepturile cetățenilor care nu va lăsa el să se construiască blocuri. Ok. Să trecem la un alt subiect, ca mai promis domnul primar. Păi domnul primar, citim din ct 100ro pe data de, da, publicat, pe data de 10... 09, septembrie. 10 septembrie 2019 a publicat un material în care, cu titlul Vergil Chițac are soluții pentru sistemul de termoficare din Constanța. Ăla de ne spun, anunță în fiecare zi că a mai căzut, că s-a mai întrerupt apa caldă și căldura pe undeva prin Constanța. Un material semnat de Cristian Hagi, pe vremea aia senatorul independent, a. Da pregătit, pregătit să candideze pentru primăria Constanța, avea soluții pentru sistemul de termoficare să fie bine, eficient, benefic pentru cetățeni, cum ar veni, nu? Păi haideți să vă spun ce ne promitea domnul Virgil Chițac, senator pe vremea în 2019, citez, citez. Sistemul de termoficare va fi unul integrat de generare, cogenerare, în regim de bla bla bla, niște chestii tehnice, după care, Practic, orașul va fi împărțit în unități zonale, independente între ele, fiecare având una sau mai multe centrale. Cetul va fi situat într-una din aceste zone. Centralele de cartier pot fi făcute pe structura actualelor puncte termice. Într-o configurație finală, sistemul acesta poate avea și incineratoare pentru arderea gunoiului menajer, selectat de către firma de salubritate, toate acestea pentru scăderea prețului gigacaloriei. Deci, domnul Virgil Chițac, senator pe vremea aia, ne promitea că va desființa sistemul centralizat de termoficare. Îl adăl tot cârpește acum. Și că îl va împărți pe cartiere, că vor fi centrale până toate cartierele și nu doar atât. Ne promitea și că o să ne otrăvească, plantând până cartiere, incineratoare de gunoi menajeri în condițiile în care ăia din București sunt pur și simplu disperați de fumul, de noxele, de otrăvurile pe care le varsă tot felul de incineratoare nenorocite, aprobate sau nu, din jurul capitalei care ard gunoi în continu. Deci în aceste condiții, domnul fost senator actualmente primar ne promitea, practic, o poluare... Absolut minunată, bazată pe mai multe focare, ce aici mă refer la centralele de cartier, plus o serie de incineratoare care, dacă am scăpat de centrale de cartier, să ne otrăvească, să ne rezolve, să ne trimită la cimitire incineratoarele de gunoi. Asta era în 2019. Ce zice domnul primar azi? Domnul primar astăzi. Spune așa. <coughs> Întreba dacă nu cumva debranșarea în masă ar fi soluția de la sistemul centralizat de termoficare. Vergil Chițac a răspuns pentru focuspress.ro următoarele. Material publicat în data de 21 februarie. Da? Azi e 22. Ce zice domnul Chițac? Nu este o soluție. Știți de ce? Eu zi virgiletat. Pentru că centralele termice de apartament, un pic mai mici decât alea de cartier, dar pe același sistem, poluează cel mai mult în Constanța. Opa! S-a trezit în somn al nostru! Păi cum re? Nu mai e ca în 2019? o? Când vrea și incineratoare de gunoi, adică până la capăt! <laughs> Dar stați așa, că s-a trezit neavergeluș. Este un factor cancerigen insidios pe care nu-l percepem, dar care este absolut real. 50% din poluarea Constanței acum, când stăm noi de vorbă, este din cauza rezidențială și în special din această cauză a centralelor de apartament. Apoi, blocurile acestea nu au fost construite pentru centrale de apartament. Păi cum e, neavergile! Nu era cu bieții investitori în gaz care au băgat bănuțul, cum îi mângăiai pe cap, care să fie cu libertate, fiecare să aleagă, ne-am schimbat, vre? Dar mă rog, știi cum e să zice că numai proștii nu schimbă părerea. Să citim mai departe. Apoi blocurile reiau, nu au fost construite pentru centrale de apartament. Acum trei ani de zile în Berlin se răscolea Berlinul și se schimbau tubulaturile. Viena, când vorbim noi, acum trece la un sistem de genul acesta. Nota redacției, termoficare centralizată. Sunt încurajate sistemele acestea centralizate, zice domnul Vergil Chițac astăzi. După ce în toată campania electorală, domnul Vergil Chițac ne-a anunțat că acest sistem e depășit și că are el niște soluții magice, bă, băiatul. Întrebarea este, când mințea domnul Vergil Chițac? Atunci sau acum? Eu nu știu, sau poate nu mințea nici atunci, nici acum, dar nu se pricepea. Și dacă nu se pricepea, oare să pricepe acum la blocuri? am niște îndoieli. În fine, citiți materialul, găsiți pe Focus Press, noi nu inventăm daci, iar celălalt cu părerea domniei sale, de când era mai senator așa, îl găsiți pe CT100, un material consemnat de Cristian Hagi, un ziarist serios. Și rămânem tot la CT100, că mai avem, am și un invitat care mi-arată niște semne cu degetele, eu nu prea văd bine, sper că nu mi-arată semnul victoriei cu un deget. Uh, așa, uh, ce ziceam? Ziceam că domnul Cristian Hagi nu vreau să ne depărtăm, ziarii serios, ne anunță, atenție turiști, dacă veniți în vacanță cu mașina în Constanța, veți plăti vinietă de parcare. Bravo, bă! Vor plăti și Constanțenii. Foarte bine, vericule, așa trebuie. Păi da cum? Ia, ia, dar îmi place asta, ia, primăria Constanța. Iar o să zică lumea că ne luăm de domnul Vergil. Nu, domnul Vergil, pe cuvânt. Noi nu facem decât să citim ce scrie presa. Cred că e rea presa, domnule. Sau poate exagerează în interes public, cum a spus Curtea Supremă de Justiție a Statelor Unite, să știți. Ziceam așa, CT100 Cristian Hagi scrie, citim. Primăria Constanța a publicat un nou regulament de parcare în municipiu, da, 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 care aduce schimbări importante. Una dintre ele se referă la cei care vor să parcheze în oraș, dar au domiciul sau sediul, în cazul persoanelor juridice, în alte localități. Așa, da. Dacă vreți să veniți cu mașina la mare și parcați în oraș Constanța, veți fi obligat să cumpărați o vinietă. Mazere, unde ești? mă? ți s-a împlinit visul. Ai pus barierele, dar dușmanul le-a le jos, dar nu-i nimic. Au venit unii acum mai bine așezați juridic, bre, și bagă tot un fel de barieră, dar mai adevărată, pe bază de vinietă. Ce zice primăria, pe care sigur o citează Cristian Hagi, persoanele fizice și juridice care nu au domiciliu slash reședința slash, sediu slash? punct de lucru în municipiul Constanța și care intenționează să utilizeze locurile de parcare publică pot achiziționa vinieta anuală sau vinieta cu durată limitată. <laughs> Încă o taxă! E bine? E bine, noi susția, că să nu se înțeleagă că noi nu promovăm, nu apreciem în sens pozitiv, că nu suntem pentru. Da, mai puneți niște taxe, neavergile, trebuie, tată! Să plătim taxe, așa trebuie. Păi cum poate statul să-și achite cheltuielile? Cum poate să-ți dea și matale, și pensie, și salar, fără să plătim noi taxe? A, vrei neavergile, mai pune o taxă, mai pune, trebuie, trebuie. Asta nu e suficientă să știi. Ai să vezi, zic eu. Așa, vinieta se poate cumpăra pentru o zi, o săptămână, o lună sau un an. Are durată limitată, da? Au și culori ca să nu ne încurcăm. Unele o să fie albastre, unele albe. Bă, ce îmi place, dar... Neavergile, de ce albe, be? Unele albastre și unele galbene, nu se poate. Hai, Nea, Vergile, să fie ca la partidul nostru pe care îl iubim, care ne conduce spre victoria măreața capitalismului. Nu fi rău! Te rog eu, fă galbene și albastre, bre! Mă rog, sigur că noi ne distrăm, dar Mazăre cred că ride de moare. Pentru câți l-au înjurat pe Mazăre pentru taxa de barieră, vă amintiți? Da, aia măcar se ducea în dezvoltarea a stațiunii Mamaia. Acu! O să plătiți, cu măcar Constanțenii nu plăteau, Acum o să plătiți toți. Ceea ce mi se pare foarte bine, statul e de dreapta. Mai avem o veste bună de la primăria Constanța, chiar nu glumesc, bună. În sfârșit, fraților, în sfârșit, nu o să le mai mirosim uh, rezervoarele de viitor taximetriștilor care umblau în pantaloni scurți, mi și greu să le spun, în niște budigăi ordinari, în cele mai multe cazuri, și nici nu o să le mai mirosim unghiile, pentru că, iată, citim în cuget liber, taximetriștii din Constanța, costumați și parfumați, asta cu parfumați mai vedem. Dar ideea este că dispar pantalonii scurți și șlapi. Bravo, tăticu! Taximetriștii echipați în pantaloni scurți, maiouri sau tricouri și șlac vor dispărea de pe străzile Constanței, conform formei finale a regulamentului privind funcționarea serviciului de transport în regim de taxi, asupra cărui au căzut de acord taximetriștii și autoritățile publice locale, chiar dacă nu li se impune uniformă, bine, nu era cazul, șoferii de taxiuri vor trebui să fie îmbrăcați în mod obligatoriu, decent. Scrie Florentina Bozântan, pe care o felicităm: Bravo, Florii! Asta e o veste bună, în sfârșit, de la Primăria Constanța. Mai primim și alte vești excepționale pe care uh, le aplaudăm. Cum le aplaudăm pe toate? Uh, alte obligații ale taximetrilor: mașini curate și muzică comercială, trecând peste cacofonia nu neapărat necesară. Uh, înțelegem că, ia. Dar ce înseamnă muzică comercială? Adică fără manele sau... Ia, se mai numără, printre obligații se mai numără. Păstrarea curată a tax taxiurilor, folosirea unui limbaj adecvat, să nu vorbească la telefon în timpul curselor și să difuzeze la un volum rezonabil doar muzică comercială. Cum adică muzică comercială? Mă depășește și anume aspectul. Da, mă rog, ne bucurăm că nu le mai mirosim domnilor taximetriști una alta. Felicitări, bravo, Primăria Constanța, într-adevăr, în sfârșit, o veste cu adevărat bună. Trecem la tomisnews.ro, care a început astăzi, da, dezbaterea pe buget, o să fie lupte crâncene, fraților, mai avem câteva minute, ok. Marius Florian publică în tomisnews.ro un material cu titlul Senatorul Mateescu de la Aur. A, noi nu ne încurcăm, băi, cu altfel de metale Noi mergem direct la aur uh, Senatorul Mateescu propune creșterea perioadei de concediu Bravo! Aia e! Adevărul este că ne simțeam și obosiți, domnul senator Ce zice domnul senator? Zice și Angajații români suferă de sindromul dependenței de muncă Da, cred că mai ales pompierii, domnul senator <laughs> uh, Dar să citim Senatorul Constanțean Alaurs, Sorin Mateescu, propune modificarea codului muncii în sensul introducerii mai multor zile libere. Parlamentarul Constanțean susține că știe că va fi acuzat de populism, însă inițiativa sa se referă la interpretările existente cu privire la concediile de odihnă și a surmenajului asupra solicitării, dar și a persoanelor care lucrează în afara programului de muncă legal, chiar și în timpul sărbătorilor legale. Adevărul este că se fac niște gogomârle cu uh, multe din concediile românilor, foarte mulți corporatiști nu recunosc, dar își iau concediu numai așa, pe hârtie, semnează. A fost în concediu când? cu 3 săptămâni. Ha, ha, ha. Ei se lucrează în continuare, mai ales că în această perioadă se lucrează foarte mult de la domiciliu. Sunt chiar curios cum ar putea să controleze niște organe ale statului dacă diversi domni și doamne angajează la diverse companii și care lucrează de acasă, lucrează sau se odihnesc. Deci e puțin, puțin probabil. Citiți materialul, repet, în Tomis News. Sunt și niște studii recente pe care se bazează um, afirmația și solicitarea, amendamentul. Um, Senatorului aur de Constanța Sorin Mateescu. Felix Troie, un alt senator, de data asta PSD. După cum am aflat, PNL-ul stă cu minte, nu are niciun fel de părere legată de buget, dar Felix Troie, senator PSD Constanța, a declarat bugetul pe 2021 este apogeul incompetenței sau al neputinței guvernului Câțu Bugetul austerității devine oficial, guvernul Câțu aruncă România în cercul vicios al sărăciei, guvernul se grăbește să adopte bugetul pe 2021 după o ședință intepestivă formală axat și săptămâni multe de întârziere. Este un buget devastator pentru țară, a declarat Felix Troie, care doar taie banii inclusiv de la domeniile de maximă prioritate precum sănătatea și educația. Dar a anunțat domnul Câțu parcă acum ceva vreme că astea nu sunt prioritate domn, prioritare domnul Felix Troie. Nu! Pe, pe bune! Pe cine interesează să ai niște români educați și uh, sănătoși? Păi, cu România educată, pe cuvânt, am ucegăit. Săracul domnul președinte, cred că e și rușine să mai repete, să supără lumea, nu e. Să o lăsăm așa. Deci, citiți materialul. Uh, este mai lung pe opinia opiniaconstanței.ro. Un material. Uh, vă spuneam, publicat în legătură cu dezbaterile pe buget care au început. Și în final, dragi prieteni, nu vom lăsa să treacă, mai avem un minut și un pic. Gigi Căpățână, probabil unul din ultimii romantici ai culturii Constanțene, ultimii romantici ai folcului, ultimii romantici ai acestei lumi, s-a stins din viață. Gigi Căpățână, un bun prieten, al tuturor celor care iubesc uh, uh, muzica. Un om care a construit un cenaclu la Constanța în vremurile în care alții se ascundeau în casă, pe sub paltoane, ca să asculte Europa liberă și să nu-i audă vecinii, un om extraordinar a plecat dintre noi. Spun unii prea tânăr, poate că așa e, dar ceea ce este sigur e că Gigi Căpățân a oferit multor tineri în acest oraș o șansă extraordinară la radioul pe care l-a condus foarte mulți ani, Radio Neptun. Radio Neptun s-a închis, Gigi Căpățână ne-a părăsit. O să mai vorbim și o să vă citesc unul din ultimele interviuri pe care Gigi Căpățână le-a acordat unei publicații din Constanța. E un material semnat de Anastasia Tudor, dar asta se va întâmpla mâine. Dragi prieteni, ne oprim aici. Mai e și mâine o zi. Vă doresc toate cele bune.